Studenții și masteranzii care doresc să lucreze pe teritoriul Germaniei pe perioada vacanței de vară au acum noi posibilități. Pentru anul 2016, Agenția Federală de Muncă din Germania dispune de 100 de locuri destinate studenților români. Pentru a participa la selecție, tinerii trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să fie studenți sau masteranți la o facultate de stat sau particulară acreditată conform legii, să urmeze cursuri de zi, să aibă cunoștințe bune sau foarte bune de limba germană. Selecția are loc anual, în baza înțelegerii încheiate între Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și Agenția Federală de Muncă din Germania, privind medierea studenților români în vederea angajării pe perioada vacanței de vară în Republica Federală Germania. Studenții și masteranzii care au domiciliul în județul Dâmbovița sau sunt înregistrați la o instituție de învățământ superior din acest județ trebuie să se adreseze consilierului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița. Înregistrarea se va realiza în perioada 3 decembrie 2015-15 ianuarie 2016, în intervalul luni-joi, orele 9:15:30 și vineri, orele 9:12:30.